Aș vrea să citesc câteva versete din Sfânta Carte Biblia. Mă întrebam de ce mă simt atât de luminat. Bat reflectoarele astea puternic în mine și să știți că e lumină destul de multă. Bun. 1 Samuel, capitolul 17, este textul biblic din care vreau să citesc. Voi citi mai multe versete din Sfânta Scriptură. Am înțeles că dumneavoastră obișnuiți, fie în picioare, fie jos, a stat destul în picioare, nu vreau să supra-solicit, eu știu, oboseala dumneavoastră, de aceea aș vrea să citesc așa cum stați dumneavoastră așezați, important e ca sufletul nostru să fie receptiv la cuvântul lui Dumnezeu. 1 Samuel, capitolul 17, mă gândeam câte versete să citesc pentru ca să fiu extrem, extrem de productiv. Citesc de la versetul 41 până la versetul 50. Haideți să vedem ce spune cuvântul Domnului. Filisteanul s-a apropiat puțin câte puțin de David și vă rog să remarcați sintagma biblică s-a apropiat puțin câte puțin și omul care îi ducea scutul mergea înaintea lui. Filisteanul s-a uitat și când a zărit pe David a râs de el căci nu vedea în el decât un copil cu păr bălai și cu fața frumoasă. Filisteanul a zis lui David, ce, sunt câine de vii la mine cu toiege? Și după ce l-a blestemat pe Dumnezeii lui, a adăugat, vino la mine și îți voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarilor câmpului. David a zis filisteanului, tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză. Iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirii lui Israel pe care ai ocorât-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborâ și îți voi tăia capul, astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor păsărilor cerului și fiarelor pământului și tot pământul va ști că David e viteaz? Nu, că Israel are un Dumnezeu. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului. Și El vă dă în mâinile noastre. Versetul 48. Îndată ce filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David, fiți atenți acum, David, spre deosebire de Goliat, care venea câte puțin, puțin câte puțin, David a alergat pe câmpul de bătaie înaintea filisteanului și a vârât mâna în traistă, a luat o piatră, a aruncat-o cu praștia, a lovit pe filistean în frunte și piatra a intrat în fruntea filisteanului, care a căzut cu fața la pământ. Astfel, cu o praște și cu o piatră, David a fost mai tare decât filisteanul, l-a trântit la pământ și l-a omorât, fără să aibă sabie în mână. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Dragii mei, aseară, până spre ora 2, după ce am venit de la evangelizarea de la Incești, nu mă lua somnul. Soția dormea, cel mic dormea, apropo, sunt și cu ei. Și atunci am pornit să fac pe telefon un PowerPoint. Mi-a descărcat zilele trecute nevastă-mea programul ăsta de PowerPoint și am știut că orice predicator, dacă vrea să aibă power, trebuie să aibă și point. Și nu se poate una fără alta. Și iată, dragii mei, că s-a născut un mesaj pe care l-am așezat așa în câteva gânduri, că știți cum e vorba, nu reținem atât de mult ce auzim, pe cât reținem ceea ce auzim și vedem. De aceea, așa, nu-i foarte, eu știu, minuțios așezat PowerPoint-ul, e lupta de a se organiza unui predicator care la 1 dimineața încearcă să pună niște gânduri acolo pe niște slide-uri. Însă, pentru a nu face prea multă vorbire, fiindcă una din marele ispite ale predicatorilor este introducerile lungi, știți asta de la predicatorii voștri. Bun, vreau în această zi să intru direct în predică și să povestesc foarte telegrafic ce se întâmplă în textul acesta ca să se familiarizeze orice cuget omenesc care a pășit pragul Bisericii Lumina în această zi. Despre ce este vorba? Era o vreme de criză militară și spirituală în viața poporului Dumnezeu Israel. Filistenii au generat un puternic război. În fruntea filistenilor era un om impozant, cu o înălțime de peste 3 metri, cu pavăză, cu scut, cu muniție
Și în momentul în care te-ai fi uitat la el, te îngrozeai cu totul. Și omul acesta, într-un gest de ostentație, a venit în mijlocul mulțimii, s-a prezentat în fața poporului Dumnezeu Israel, el fiind reprezentantul poporului filistean, și spune: dacă voi găsiți în tot poporul ăsta a lui Dumnezeu Israel un războinic să lupte împotriva mea, atunci n-are decât să vină să lupte. Și uitați-vă că gestul acesta l-a făcut timp de câte zile? Cine a reținut? Timp de 40 de zile. Și erau două coordonate temporale sugestive când se prezenta Goliat în fața mulțimii poporului evreu. Dimineața, de ce dimineața? Ca să strice ziua cu totul. Și seara, de ce seara? Ca să strice somnul. Și în loc de vise, noaptea să ai coșmaruri. Și uitați-vă, dragii mei, că în aceste două momente cheie se prezenta Goliat. Și îi băga la disperare și avea sentimente de adâncă groază și frică poporului Dumnezeu Israel. Și în textul pe care l-am citit, în 1 Samuel, capitolul 17, este un detaliu care pe mine m-a deranjat în momentul în care am citit pasajul acesta. Zice: poporul lui Dumnezeu Israel s-a așezat în linie de bătaie. Imaginați-vă că ei s-au organizat atât de bine încât a zis oamenii din prima linie, din a doua linie, din a treia linie, și în fiecare dimineață, ce vă, pornim azi la luptă. Zice, pornim, și s-au așezat în linie de bătaie. Dar cu toate acestea, paradoxul acestui text biblic este că măcar că se așeza în fiecare zi în linie de bătaie, în modul cel mai real nimeni nu lupta. Goliat venea, îi intimidea cu spiritul lui impozant, cu înălțimea lui demnă de a băga groaza și frica în oameni, și în momentul acela oamenii erau paralizați, blocați, și nimeni nu avea curajul să vină să lupte cu Goliat. Și am o întrebare pentru poporul Israel în această zi. Dacă tot te așezi în linie de bătaie, de ce nu pornești lupta? Dar ce înseamnă gestul poporului evreu de a se așeza în linie de bătaie, dar cu toate astea să nu meargă să lupte împotriva lui Goliat? Înseamnă poate uneori programele noastre, predicile noastre schițate și bine organizate, nu zrele în sine, dar noi avem de luptat cu Goliat și Goliat trebuie să fie înfrânt. Adică, altfel spus, poporul lui Dumnezeu Israel trebuia să găsească curajul de a lupta împotriva lui Goliat. Numai că ei nu mai luptau împotriva lui Goliat, de teamă, în timpul ăsta diavolul freca din mâini de bucurie și spunea: bă, zice, ăstea și-au sezat frumos în linie de bătaie, dar nimeni nu mai are curaj să lupte cu Goliat. Și a te așeza în linie de bătaie, fără să lupți împotriva adevăratului adversar numit Goliat, se numește mascaradă. Mascaradă înseamnă să par că faci ce faci, ceva ce în mori altul nu faci. Deci vin și eu la biserică, știu și eu două, trei versete din Biblie, mai zic și eu un Doamne ajută, mai fac un semn al crucii, mai spun Tatăl nostru într-un moment de criză, dar tu lași pe acest Goliat să înainteze în viața ta. Goliatul poate să reprezinte un păcat, un viciu sau mai multe, care s-au lipit de sufletul tău. Și vii la adunare, mai cânti câte o cântare, zici: bă, ce fain cântă oamenii ăștia. Și cu toate astea, Goliat e acolo în picioare și în fiecare zi îți fură pacea, bucuria, liniștea, somnul noaptea, pentru că în fiecare zi, într-un mod extrem de condamnator, privește spre tine. El trebuia să fi murit de mult, dar n-a murit. Și trăim o vreme în care cei mai mulți oameni în România noastră, care se declară în procent covârșitor creștină de peste 94-95%, se declară creștină. Și ei vin la Paști, la Crăciun, mai spun câte Doamne ajută, câteodată mai spun o rugăciune, dar cu toate astea Goliatul nu este înfrânt în viața lor. Și Goliatul ăsta, spuneam că este un păcat, un viciu sau mai multe, o problemă care s-a lipit de sufletul tău, și în această zi eu vreau să vă invit să luptăm împotriva lui Goliat. Și până la finalul slujbei din această zi, Goliat să fie înfrânt și cu toții să proclamăm la finalul slujbei că da, avem biruință în numele Domnului. Amin, așa să facă Domnul. Și se întâmple mai bine decât aminul vostru. Că unii dintre dumneavoastră nu v-ați băut bine cafeaua. Eu m-am trezit, frații au avut grijă să am mic dejun, deci e foarte în regulă pentru mine. Dragii mei, viața, din punct de vedere biblic, este descrisă metaforic ca fiind o luptă. Și omul, de când se naște și până moare, între maternitate și mormânt, are de dat o puternică luptă. La ceasul acesta, când eu vă vorbesc,
Cunosc oameni care mi-au spus, frate Timotei, dacă mâine nu m-aș mai trezi, n-ar fi nicio problemă pentru mine. De ce? Pentru că viața pentru ei este o cumplită ruptă, un ring de box, în care efectiv viața cu fiecare zi ce trece peste calendarul vieții lor, îi ia cu asalt. Și uitați-vă că fiecare etapă a vieții are luptele ei, copilăria își are luptele ei, să te trezești de dimineață, să mergi la școală, să-ți faci temele și e o luptă. Apoi tinerețea și are luptele ei, cu cine să mă căsătoresc, ce facultate să fac, la ce biserică să mă duc, ce job să aleg, în ce țară să rămân. Și iată că tinerețea și are luptele ei, maturitatea și are luptele ei, dar și bătrânețea și are luptele ei. Vorba unei surori în vârste de la noi de la biserică, frate Timotei, bătrânețea haine grele. Și devii mai prieten cu medicul, mai prieten cu stomatologul, îți faci abonament. Și iată, dragii mei, că fiecare etapă a vieții își are luptele și bătăliile ei. Numai că, în lupta aceasta a vieții, mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi ne vom sfârși alergarea și nu vom putea sfârși alergarea și lupta aceasta decât într-una din două calificative. Biruit sau biruitor. Învins sau învingător. Și eu mă bucur de toți acești candidați, 14 la număr, am numărat bine, nu? Care au ales să lupte împotriva Goliatului din viața lor și să spună: de astăzi eu declar război împotriva diavolului, împotriva vicilor și păcatelor, împotriva lumii întunericului și vreau să aleg lumina lui Hristos și vreau să trăiesc într-o neprihănire pe care Dumnezeu o cere de la mine. Și asta este o veste bună și mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvinteze, să-i țină tari în picioare, să poată rămâne credincios lângă Dumnezeu toată viața lor. Amin. Dumnezeu să-i ajute. Dumnezeu să-i ajute. Și încă o dată, Dumnezeu să-i ajute. E, dragii mei, despre asta este vorba. Spunea Radu Gir, omul care a înfundat pușcăriile comuniste pentru lupta lui de a apăra valorile iudeo-creștine și libertatea, zicea el, nu dor nici luptele înfrânte, nici rănile din piept nu dor, cum dor acele brațe slute care să lupte? Nu mai vor. Înfrânt nu ești atunci când sângeri, nici ochii când în lacrimi țis, adevăratele înfrângeri sunt renunțările la vis. Și dacă visul tău de a fi un om liber, plin de pace, mântuit, cu Dumnezeu în inimă, moștenind când vei pleca din viața aceasta împărăția lui Dumnezeu, s-a stins din tine, mă rog ca în această zi Dumnezeu să aprindă visul de a lupta împotriva inamicului numit Goliat, păcatul din viața ta, ca să poți într-o zi să moștenești împărăția lui Dumnezeu. E, dragii mei, vreau în această zi să ne uităm în textul acesta și să observăm că atunci când noi nu mai luptăm cu Goliat, Eliab luptă cu David. Și când noi nu ne mai concentrăm pe adevăratul adversar, diavolul are strategii extrem de insidioase prin care vrea să îl îndepărteze pe om de adevărata luptă. Și trebuie să recunoaștem în această zi că multe dintre luptele în care noi am intrat nu sunt luptele lui Dumnezeu. În unele lupte noi am intrat dintr-un spirit ostentativ, să arătăm că avem dreptate, din prostie de o grămadă de ori. Însă vreau să vă spun în această zi, dragii mei, că adevărata luptă este lupta împotriva dușmanului de temut, care se numește Goliatul din viața ta. M-a întrebat odată cineva, frate Timotei, care este cel mai grav păcat pe care Biblia îl consideră cu adevărat vrenic de condamnat și reprobabil și că făceau ei clasificări, păcate strigătoare la cer. Nu știu ce probleme erau în comitet și am simțit spiritul ăsta ușor tulburător din inima acestui om și am spus, mă, oameni buni, știți care este cel mai grav păcat? Și ei s-așteptau acum să... păcatul pe care nu-l poți birui. Așa că în această zi trebuie să te uiți la Goliatul din viața ta, care de săptămâni, luni sau ani de zile tot câștigă teritoriu. Și în această zi să vrei să spui, Doamne, m-am săturat de mascaradă. M-am săturat să pozez că sunt un creștin, baptist, ortodox, penticostal, că vin la biserică, că mai rog câteodată, că mai fac câte o donație. Vreau pur și simplu, plecând din Biserica Lumina în această zi, să pot declara Goliatul din viața mea a fost înfrânt și o sunt liber în numele Domnului și în numele Domnului voi ridica steag de biruință. Aceasta este menirea pentru care în această zi am venit la biserică. De aceea, Dumnezeu să ne dea biruință.
E, dragii mei, dar ca să avem biruință în aceste lupte ale vieții, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că trebuie să ținem cont de câțiva pași care se constituie sub forma unor garanți ai biruinței noastre în luptele vieții. De aceea, a zice că primul pas, și ne uităm în textul acesta, ca poporul lui Dumnezeu să aibă biruință, ca voi să aveți biruință în lupta aceasta a vieții, pe drumul acesta a slujirii lui Dumnezeu pe care ați pornit, ca noi toți să ne putem duce mântuirea până la capăt și să ne sfârșim alergarea cu bucurie, ca niște biruitori, nu ca niște înfrânți, prima nevoie pe care o are Biserica Lumina este aceasta. Avem nevoie de oameni care să procure provizii spirituale în timp de criză. Spune Biblia că David, aflând că este război, trimis de tatăl său Isai, s-a dus și când s-a dus, dragii mei, a luat caș, a luat brânză, a luat pâine, a luat o efă de grâu și s-a dus în tabără la frații săi să vadă ce fac frații. Și uitați-vă că prima nevoie în timp de război este să se mai ridice oameni disponibili pentru lucrarea lui Dumnezeu, care să fie în stare să procure provizii spirituale în timp de criză. Vedeți? Trăim o vreme în care hrana este din ce în ce mai stricată și otrăvită. Și e nevoie de oameni și slujitori care să fie niște bucătari pentru sufletele oamenilor, de așa manieră încât oamenii ăștia să le dea hrana potrivită cu nevoia lor, astfel încât ei să poată merge din har în har și din putere în putere. Există un dicton la noi, poate că și la voi, zice, domne, calitatea vieții depinde de calitatea hranei pe care o consum în fiecare zi. Și uitați-vă că la fel este și din punct de vedere spiritual, nu e așa? Dacă în fiecare zi mănânci junk food, lucruri nesănătoase, să nu te miri că te îmbolnăvești. E, tot la fel se întâmplă și din punct de vedere spiritual, că sunt o grămadă de oameni care zic, nu știu alții cum sunt, zic, eu nu pot birui. Cum voi ați putut birui? Mi-a zis odată cineva, frate Timotei, hai că-ți explic eu de ce tu ai rămas credincios lângă Dumnezeu. Ce tu vii din a treia generație creștin penticostal, bunicul ți-a fost conducător, bunica proroc, tata a fost pastor încă, mama a fost proroc, a plecat acum 2 luni și ceva la Domnul, apropo, trebuia să ajungă acum vreo 2 luni și ceva, frate Călin, frate Adi, dar pentru că a trebuit să facă alentoarță când mai aveam o oră să ajung la dumneavoastră, din cauza unei vești triste pe care am auzit-o, a trebuit să mă întorc și mulțumesc pentru înțelegere și pentru amabilitatea voastră. Însă, vreau să vă spun, dragii mei, unde eram cu ideea? Că am făcut o paranteză lungă. A, bun, am vrut să văd dacă sunteți atenți. Fratele Călin era foarte atent, a zis acolo. Mulțumesc frumos, adverbul ăsta m-a ajutat. E, dragii mei, și zice, da, tu ești credincios, da, tu ai rămas lângă Dumnezeu, pentru că tu ai o generație, gena te-a ajutat. Și zice, sunt unii dați, mă uit așa la fața ta și zice, tu chiar ești ok, tu par un pocăit. E, dar vreau să vă spun în această zi, dragii mei, că dacă vrei să fii biruitor, totul depinde de ce hrănești în viața ta. Dacă eu în fiecare zi citesc Biblia, mă rog, mă lupt să postez săptămânal, mă duc la biserică, sunt nelipsit de la părtășiile bisericești, mă rog în fiecare zi, lupt împotriva Goliatului din viața mea, nu e nicio surpriză, vei fi biruitor. În luptele vieții. Dar dacă tu în fiecare zi înjuri, drăcui, asculți bancuri prostești, asculți numai muzică, nu știu, cu mesaj contradictoriu principiilor Scripturii, cum ar fi ce bine, pare că ai luat apă, păi mă întreabă cine ai păcat să ascult melodii din astea. Zic că da, păi tu nu vezi ce mesaj au? Păi nu vezi că e contradictor Bibliei? Biblia zice să plângi cu cel ce plânge și cântărețul ăla, cum l-o chema, te învață să te bucuri de rău altuia. Adică ce teologie mare îți trebuie aici? Dacă tu în fiecare zi asculti melodii stricate, dacă l-asculti pe Salam sau Parizer, cum îl cheamă pe ăla, dacă tu asculti bancuri proste și trăiești într-o viață imorală, să nu te miri că nu vei avea biruință. Și când vine gluma prostească, intri și tu în spiritul ei. Când ei înjură, înjuri și tu de 10 ori mai mult. Dacă ei merg la un par de Bergambir, te duci și tu. Dacă ei mai iau o țâră de Marlboro, ei și tu, ca să arăți că ești în trend și că în felul ăsta ești acceptat de grup, de mulțime. Și să nu te miri că în fiecare alegere tu ești înfrânt, nu învingător, și Goliatul păcatului din viața ta cucerește teritoriul atât de mult. Și devii dintr-o dată dependent și legat de diavolul. Avem nevoie de oameni al lui Dumnezeu care se ridice și să spună, oameni buni, noi trebuie să trăim în curăție de inimă. Avem nevoie de oameni care se ridice să lupte și să zică, noi suntem oamenii puși de Dumnezeu, meniți să dăm hrană spirituală pentru cei aflați în timp de criză. Știți de ce a trebuit David să meargă să aducă provizii pentru
cei din vremea lui? În primul rând pentru că era război. Și vreau să vă atrag atenția că în timp de război, una din cele mai mari provocări este dată de provizii. Uitați-vă ce s-a întâmplat în primul, în al doilea război mondial, 1914, 1918, 1939 sau 45. Uitați-vă că de cele mai multe ori, eu știu, biruința nu depindea neapărat de muniția pe care o aveai sau de deprinderile tale militărești. Nu, ci pur și simplu puteai să fii cel mai bun strateg militar dacă nu mai aveai provizii. Erai dezidratat, slăi de puteri și nu mai puteai merge la lupte. Și unul din secrete era să fii avut provizii. E război, stimați prieteni. Și dacă n-ai înțeles până la momentul ăsta că războiul nu-i cu soacră ta, cu noră ta, cu pastorul sau frații din comitet, înseamnă că n-ai înțeles nimic. Războiul pe care noi îl avem de dat este cu diavolul, cu păcatul. Și vorba lui Martin Luther zice, cel mai mare dușman este firea mea pământească și nimeni niciodată nu ți-a făcut dumneata mai mult rău decât dumneata însuți sau însăți, prin alegerile pe care le-ai făcut. Să nu spui că nu e așa. De aceea, în această zi, noi trebuie să luptăm cu Goliatul din viața noastră și pentru aceasta mă rog ca Dumnezeu să mai ridice în generația aceasta oameni care să procure provizii spirituale, pentru că e război. Între lumină și întuneric, între adevăr și minciună, între păcat și sfințenie, între diavol și Dumnezeu. Și să știți că în luptele vieții nu va birui Dumnezeu și nici diavolul. Va birui exact cine vrem noi. Păi frate, stai puțin. Nu, la nivel personal. La nivel universal, în planul escatologic, lumina va birui și forțele răului vor fi distruse, anihilate și Dumnezeu va birui, că El este suveran peste tot și toate. Slăvit să fie Domnul. Dar la nivel particular, va birui în viața mea cine vreau eu. Și ca să fiu mult mai relevant și pilduitor, am mai povestit-o prin campanii de evangelizare, lucrul ăsta mui și la ceas. Bun. Un credincios al nostru avea un obicei, avea doi câini, unul alb și unul negru. Deseori ieșea în weekend în piață să parieze pe unul dintre ei. Bă, zice, cine va câștiga lupta? Unul zicea câinele alb, altul zicea câinele negru. E, dar vreau să vă spun că uneori când mergea la luptă câștiga câinele negru, alteori câinele alb. Dar înainte să se dea lupta între ei, de fiecare dată stăpânul zice, voi cine credeți că va câștiga lupta? Unii ziceau într-un fel, alții în altfel. Ce stăpânul? Nu. O să câștige lupta câinele negru. Bă, și ce zicea stăpânul? Să nimerea de minune. Câinele negru câștiga lupta. Următoarea dată, cei care au fost în săptămâna anterioară, când s-a pus întrebarea cine va câștiga lupta, a zis, știm noi, câinele negru. El zice, nu, invers, câinele alb. Bă, și tot ce zicea stăpânul se nimerea de minune. Într-o zi un om curios se duce și întreabă pe stăpân, domnule, dumneata niciodată nu dai niciun fel de rateu și de fiecare dată nimerești când ești întrebat cine câștigă lupta. Care să fie explicație? Și omul ăsta ușor cu un ton persiflat zice, bă, oameni buni, eu mi-s stăpânul acestor doi câini. Și când vreau să câștige lupta câinele negru, toată săptămâna îi dau de mâncare câinele negru și pe ăla alb îl ține mâncat. Și când vreau să câștige lupta câinele alb, toată săptămâna îi dau de mâncare câinelui alb și pe ăla negru îl ține mâncat. Acum ați înțeles cine va câștiga lupta în viața dumneavoastră? Nu Dumnezeu, nu diavolul și ce alimentăm noi în fiecare zi în viața noastră. De aceea, Dumnezeu să ne dea înțelepciune să ne alimentăm cu Dumnezeu. Amin. Și spuneam că trăim o vreme în care e hrană stricată, e hrană otrăvită. Și vă întreb, care e mai periculoasă, hrana stricată sau hrana otrăvită? Cum? Acum, surorile, ajutați-mă cu un răspuns. Șanse, 30 de secunde să predicați. Intrăm în prelungiri puțin, frate Adi, pentru ele. Bun, amândouă, eu am zis care dintre ele? Cum? Păi mai periculoasă e grana otrăvită, știți de ce? Grana stricată o mai simți. Zice, bă, și până la urmă și dacă mănânci din ea, ce se poate întâmpla? 2-3 zile de tratament și te faci bine. Bă, dar grana stricată, nici nu o simți și are efect letal. De aceea, dragii mei, într-o lume în care diavolul vrea să genereze și să procure tot felul de provizii stricate, să ne ajute Dumnezeu să ne hrănim cu cuvântul vieții veșnice, cu principiile lui Dumnezeu și să rămânem în picioare. Iar voi, stimați candidați de botez, permiteți-mi să am un cuvânt și pentru voi, Dumnezeu să vă ajute să vă hrăniți sufletul cu ce trebuie. Și cuvântul acesta lui Dumnezeu să nu se dezlipească de voi niciodată. Dumnezeu să vă ajute. 2. Bun. Pentru a avea biruință în lupta aceasta a vieții, în al doilea rând,
E nevoie, dragii mei, de oameni perseverenți. Și unde se vede perseverența lui David? Păi tocmai pentru faptul că el a avut trei mari lupte de dat. Și mulți predicatori superficiali cu textul Scripturii sunt tentați să vorbească doar despre lupta dintre David și Goliat. Însă, în modul real, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că mai înainte de a avea lupta cu Goliat, a avut de dat alte două lupte. În primul rând, lupta cu disprețul lui Eliab. Și cine era Eliab în raport de David? Era fratele lui mai mare. Și a doua luptă pe care a avut-o de dat a fost Saul și duplicitatea care voia să se prindă de el. Și vreau să le apărând. În primul rând, uitați-vă, dragii mei, la disprețul pe care îl manifestă Eliab. David se duce cu mâncare la ei și zice: de ce ai venit tu să vezi lupta? Îți cunosc eu mândria inimii tale, pentru că una dintre metodele de lucru ale disprețuitorului este generalizarea. Îți cunosc eu mândria. Dar n-are argumente să spună când, de ce și în ce fel. Pur și simplu etichetarea, generalizarea și mai ales discreditarea. Zice: și cu ai lăsat tu acele? Cine a fost atent? E un epitet sugestiv acolo. Acele? Puține oi. Că dacă le păstoream erau multe. Dar întotdeauna disprețuitorul va vrea să lovească lucrarea ta. Nu, zice, ce cântă omul ăla, mă? Ce predică omul ăla? Și de fiecare dată disprețuitorul vrea să te descalifice și să lovească lucrarea ta. Dar ascultați-mă bine în această zi, stimați credincioși. Dacă vrem să avem biruință în luptele vieții, avem nevoie de perseverență. Pentru că numai prin perseverență și consecvență vom putea merge mai departe. Voi, stimați candidați de botez, aveți nevoie de perseverență. Vreau să fac în avantpremieră un fel de premoniție în această zi. Primul lucru care se va întâmpla în momentul în care voi vă veți dedica cu totul în slujba lui Dumnezeu și veți începe să slujiți pe Dumnezeu într-o formă sau alta, primul lucru care se va întâmpla e că cineva va spune: dar ce vine și sora? Vrea să creadă ea că are dar de cântare? Dar ce se roagă la atât de tare? Dar ce... Ați înțeles ideea? Și de fiecare dată diavolul va vrea să disprețuiască. Și o grămadă de oameni au ucis potențiale prin disprețul manifestat chiar în adunările noastre. Dumneavoastră ați auzit de Elvis Aaron Presley? Păi Elvis Presley, vreau să vă spun, dragii mei, că el a fost un creștin din mediul evanghelic. Știați asta? Și omul ăsta s-a îndepărtat de Dumnezeu. Pentru că într-o zi, pe la 16-17 ani, a venit și a trimis bilet să cânte cu chitară. Și a zis: dar ce te duci tu, mă, să cânti cu chitară în biserică? Și a plecat și l-a primit scenele lumii și l-a auzit într-o zi un impresar, l-a luat la o casă de discuri și a ajuns să compună melodii și să fie supranumit regele în rock-n-roll-ului. Și omul ăsta, dragii mei, a ajuns să aibă milioane de dolari și un succes extraordinar în stilul ăsta de muzică. Numai că la finalul vieții, când a trebuit să se întoarcă la Dumnezeu, măcar că avea regrete profunde, n-a mai putut să facă gestul ăsta. Dar uitați-vă ce poate face dispreț. Ucide o grămadă de potențiale. Și o grămadă de oameni în bisericile noastre nu s-au mai putut ridica din cauza disprețuitorilor care au lovit în ei. Dumnezeu să ne ajute să mergem înainte. Aceasta este prima luptă când te întorci la Dumnezeu. Ca să nu zici că nu v-a spus cineva. La început se pare că toți sunt îngeri. Numai că îngerii sunt în cer. Aici sunt îngeri care mai au câteodată și conuri de umbră. Și suntem nu perfecți, perfectibili în lupta de a ne desăvârși și Dumnezeu să ne ajute. Însă, se va întâmpla treaba asta. Dar voi să dovediți perseverență. Apoi, dacă n-a reușit diavolul prin dispreț să te ucidă, că David a răspuns foarte punctual disprețuitorului: spune-mi cu ce am greșit. Și n-aveau niciun argument, dar pur și simplu aveau doar epitete, lozinci, etichetări disprețuitoare împotriva lui. Și nu reușește disprețul să-i stingă focul și pasiunea din inima lui David și merge înainte. Și vine Saul și spune: n-ai vrea tu să iei hainele mele? Că dacă ești împărat și nu mai ai curajul să lupți, vrei să dai impresia că luptă împăratul. Și zice: uite, îți dau eu hainele mele regale. Păi dacă nu mai ai curajul să lupți, la ce mai stai acolo? Nu că mie îmi place poziția, îmi plac diplomele, îmi place statutul meu de rege, dar nu mai am curajul să lupt. Ați înțeles ideea? Și momentul acela zice: ia tu, Davide, hainele mele regale, să creadă filistenii și tot poporul că Saul luptă. Dar Saul nu cunoștea mijmașuri politico-bisericești. El nu știa ce înseamnă diplomații făcute în spatele cortinei. Era un om naiv și a zis: pun pe mine, că dacă zice împăratul. Și când a pus pe el, a zis: bă, dar ceva nu merge bine. Eu mi-s cioban, eu-s de la oi, eu astea, eu cealalt. Și zice: împărat, eu nu mă pot obișnui cu
armura asta, dat-o jos. Bă, și nici duplicitatea n-a reușit să-l bire pe omul ăsta, că dacă disprețul n-a reușit să te distrugă în adunare, când te-ai hotărât pentru Dumnezeu, diavolul va vrea ușor, ușor prin duplicitate. Umblă cu picioarele în două luntre. Fii și cu lumea și cu Dumnezeu. Să parcă ești un credincios autentic, dar tu să mai poți minți în acte, să mai poți face fapte rele și în felul ăsta diavolul să te distrugă cu totul. Vreau să vă spun în această zi că David nu s-a lăsat intimidat nici de duplicitate. Și uitați-vă că a urmat în al treilea rând războiul decisiv cu Goliat. E o luptă în care diavolul încearcă să te defocalizeze. Vedeți aceste trei arme? Disprețul celor de lângă tine, duplicitatea și a treia armă este defocalizarea. Diavolul va încerca înainte să ai războiul decisiv cu Goliat să te defocalizeze de la adevărata luptă. Și vine Eliab și tu spui, bă, dușmanul meu e Eliab, dușmanul meu e fratele meu. Și încerci să te concentrezi, să-ți pierzi energia și să luți pentru lucrurile care nu contează cu adevărat. Și aici o grămadă de credincioși, la această a treia strategie vicleană a celui rău, au clacat și au falimentat. Pentru că între timp, în loc să lupte împotriva lui Goliat, ei luptă împotriva lui Eliab, Eliab împotriva lui David și se asmută unii împotriva altora. Nu din asta se rup biserici? Nu din asta se rup comitete? Nu din cauza asta oamenii caută să stingă potențiale în adunare? Dacă, de exemplu, Dumnezeu a pus un dar de predicare într-un tânăr, știi ce fac o grămadă de oameni astăzi? Nu zice, suflă lumânarea lui să se stingă. Bă, și nu poți la nesfârșit să stai într-un mediu ostil. De ce vreau să vă atrag atenția asupra faptului că mie îmi sunt dragi oamenii care pentru a li se vedea lumina lor, nu trebuie să stingă lumina altora. Sunt o grămadă de oameni care vrea să stingă lumina altora. Numai ca să vadă puțina lor lumină, care de mai pâlpâie. Așa că e loc în trupul lui Hristos și de lucrarea mea și de lucrarea ta și dați, Doamne, libertate oamenilor să slujească, să facă lucrarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va înălța un steag de biruință și iată, în această zi, la Biserica Lumina, sunt aici cât 7, 8, 900 de oameni care s-au hotărât să declare biruința în numele lui Iisus Hristos. Bun este Domnul și foarte vrednic de laudă. Cât e ceas? A zis că nu vă interesează? Bun. Acum vreau să merg într-o foarte telegrafic în alte două, trei aspecte și să mă apropii de niște concluzii. Dragii mei, mai sunt câteva lucruri extrem de importante și doar așa, tangențial. Al treilea pas spre biruință, pe lângă oameni perseverenți, e nevoie de oameni care să știe să proclame biruințele din trecut. David, când stătea față în față cu Goliat, s-a uitat și a zis, când leul sau ursul venea să ia oaie din turma tatălui meu, eu mă duceam și luptam, smulgeam oaia din gură. Știți ce înseamnă asta practic? Înseamnă că în momentul în care Golia stă în fața ta, când inamicul stă în fața ta, să proclam biruințele lui Dumnezeu din trecut și să spui, Dumnezeu care mi-a dat biruința acum 10 ani, e Dumnezeul care îmi dă biruință și astăzi. Dumnezeul care nu m-a lăsat acum 4 ani, e Dumnezeul care îmi va da putere și biruință și astăzi. De aceea, dragii mei, dacă vrei biruință în public cu Goliat, mai întâi să fii avut biruințe în privat cu leul sau cu ursul. Cine ești când nu te vede nimeni, este toată pocăința ta. Restul se numește mascaradă. De aceea, aș vrea în această zi, din toată inima, ca Dumnezeu să ne trezească și Dumnezeu să ne dea înțelepciunea de a lupta împotriva acestui inamic, proclamând biruințele lui Dumnezeu. Știți ce am observat eu? Și nu știu dacă ați băgat de seamă și în viața dumneavoastră. În general, credincioșii din mediul evanghelic au scăpat de marile păcate. Și slavă lui Dumnezeu pentru asta. Dar observ că în ultimii ani se creează o teologie extrem de bolnavă cu privire la păcatele albe, le numesc ei. Cum ar fi bârfa, invidia, spiritul vindicativ, amărăciunea, ranchiuna. Nu știu, frate Adi, ai auzit vreodată vreun pastor să ia măsuri cu omul care bârfește? Și să-l pună sub disciplină? Cu omul mândru? Avem noi anumite tipuri de păcate și numai panele. Și am observat că s-a vehiculat un fel de ideologie din asta a omului special. Dom'le, zice, ne-am biruit marele păcate, dar cu astea încă mai luptăm. Ascultați-mă, Dumnezeul care te-a eliberat de alcool, de țigară, de curvie, de aparate, de una de alta, este Dumnezeul care te poate elibera și de mânie, și de mândrie, și de neiertare, și de amărăciune, și de invidie. Aceeași putere, același Dumnezeu. Și atunci când tu ai de luptat concret împotriva acestui Goliat, indiferent care ar fi el, și mă gândesc că până amu ai reușit să identifici care este Goliatul din viața ta,
să spui, Dumnezeul care mi-a dat biruință în celelalte lupte ale vieții mele, e Dumnezeul care și astăzi îmi va da biruință și Goliat în numele Domnului va fi nimicit. Slăvit să fie Domnul în veci. E, dacă în fața ta stă un Goliat, vestea bună e că înseamnă că Dumnezeu a văzut în tine un potențial David. Și Dumnezeu va fi de partea ta. 4. Al patrulea pas spre biruință. David a dovedit aici faptul că a înțeles preeminența imaginii numelui lui Dumnezeu. Uitați-vă de pildă ce spune în 1 Samuel capitolul 17, versetul 26. Cine este acest neteat împrejur care ocărăște numele lui Dumnezeu și oștirea lui Dumnezeu? Că dacă l-ar fi înjurat pe el sau l-ar fi înjurat de maică sa, probabil că nu sărea atât de ars. Dar l-a ocărât pe Dumnezeu și pentru că numele lui Dumnezeu a fost ulit, știți ce a zis David? Eu merg să lupt împotriva acestui filistean. La noi este exact invers și mă întreb ce Duh Sfânt trebuie să ne călăuzească pe noi. Că noi sărim 10 metri în aer când se leagă de imaginea noastră, când se leagă de pruncii noștri, când se leagă de nevastă noastră, când se leagă de lucrarea noastră, când se leagă de noi. Dar David a acționat exact invers. Pentru că s-a legat de numele lui Dumnezeu, a zis, eu merg să lupt împotriva lui Goliat. Și înseamnă asta? Să cinstești numele lui Dumnezeu. Și să nu pervertești mărturia de om al lui Dumnezeu. Pentru că cel mai mare păcat, ca să fac și eu acum o listă de păcate, ca să intru în contradictoriu, poate în aparență cu ce am spus la început, uite care cred eu că e cea mai mare problemă. Când faci pe vrăjmaș să ulească numele lui Dumnezeu. Deci Domnul zice, David a fost un om după inima lui Dumnezeu, afară de momentul acela de umbră din viața lui, când a făcut pe dușman să hulească numele lui Dumnezeu. Și ascultați-mă bine, ăsta este cel mai mare păcat. Să zică cineva decât pocăit ca tine mai bine lips. Ce Dumnezeu trebuie să ai tu? Să-ți permită să trăiești în maniera asta în fiecare zi. De aceea, dragii mei, David a zis, eu nu vreau să dezonorez numele și reputația lui Dumnezeu. Și prin viața mea, prin alegerile mele, prin deciziile pe care le iau în fiecare zi, numele lui Dumnezeu să fie cinstit. Și când pe tine nu te interesează slava ta și slava lui Dumnezeu, va fi biruință în popor. Amintiți-vă de colindul îngerilor, primii colindători din univers. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ într-o oamenii plăcuți lui. Când noi toți vom căuta slava lui Dumnezeu, știți care va fi efectul? Pace pe pământ. Dar când noi vom căuta slava noastră, știți care va fi rezultatul? Tulburare în adunare. De aceea să căutăm slava lui Dumnezeu. Pe David l-a interesat slava lui Dumnezeu. Și ultimul gând. Dacă vrem biruință în luptele vieții, în al patrulea rând, dragii mei, în al cincilea rând, vreau să rămân tot la patru. E nevoie să fim oameni cu un spirit preventiv și profetic. Adunarea sau colectarea celor cinci pietre netede nu sunt întâmplătoare. Cuvântul ăla netede de acolo nu e întâmplător. De ce cinci pietre netede? Vreau să știți, când vă jucați cu pietre când erați mici, pietrele netede au precizie. Și pietrele netede se formează din loviturile de valuri cu stângi. Iar cele cinci și nu șase și nu nouă, de fapt, costitui un spirit profetic, pentru că mai avea Rafa încă patru descendenți care erau un fel de frați a lui Goliat. Și atunci el n-a zis, iau cinci pietre de nu nimeresc una, nimeresc cu a doua, că el făcea parte din seminția beniamiților și spune Bila, și firul de păr din cap ți-l atingea. Și la cât de mare era Goliat, noi zicem, e atât de mare, ne îngrozea David, a zis, e atât de mare, n-am cum să nu-l nimeresc. Diferența de percepție. Și a zis, în caz că se vor ridica ceilalți patru fii al lui Rafa, voi avea câte o piatră pentru fiecare. Și este un spirit preventiv. Și spiritul profetic mai abitir, știți unde se vede? În momentul în care David se uită către Goliat și spune, tu vii împotriva mea, cu sabie, cu suliță, cu muniția ta, dar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului lui Israel pe care l-ai ocărât. Și zice, astăzi îți voi tăia capul. Pot să vă pun o întrebare? De când cu capul de când cu o piatră se taie cap? Cu o piatră se sparge capul, evident, eventual. Dar cu o piatră nu se taie cap. Dar știți ce a văzut David? De ceea ce se numește clar viziune.
A văzut că cu propria piatră îl va lovi pe filistean în frunte, filisteanul va cădea la pământ și cu propria sabie a filisteanului îi va tăia capul. Știi cum se numește asta? Profeție, descoperire. Pentru că dacă vreți să fiți biruitori în luptele vieții și dacă vreți biserica Lumina să rămână biruitoare, avem nevoie de oameni care să se bazeze pe lucrarea autentică a Duhului Sfânt. Trăim o vreme în care ne-am boierit prieteni. O vreme în care avem o organizare extraordinară și e demnă de apreciat. Și m-am bucurat să văd astăzi o organizare extraordinară. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și nu-i rea. Dar nu cumva prin strategiile și metodele noastre de organizare, prin lupta noastră de a așeza totul să fie cât mai bine și astea-s bune și așa trebuie să fie, Dumnezeu merită să fie onorat. Să nu cumva să pierdem printre degete pe neobservate lucrarea autentică a Duhului Sfânt. Pentru că dacă a plecat Duhul Sfânt, nu rămânem decât o simplă instituție unde se vorbește un pic mai prost decât la facultatea de drept unde se predă retorică. Nu rămânem decât o simplă instituție unde se cântă puțin mai rău decât la marile filarmonici din lumea asta. Dar ceea ce face diferența între o biserică și orice alte instituții e lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și când Duhul Sfânt lucrează în închinare, legăturile celui rău sunt rupte. Când David cânta, durile plecau de la Saul. Când se predică și ungerul lui Dumnezeu coboară, legăturile celui rău sunt rupte și oamenii vin și spun, uite, vrem și noi să ne botezăm. Vrem și noi să ne întoarcem la Dumnezeu. Fraților, ce să facem? Și erau străpunși de puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Mai este loc în bisericile noastre cu doctori în teologie, n-am nimic cu ei, că mi-e colega Adi, nu mi-a fost coleg. Nu? E, dar ascultați-mă, mai are loc Duhul Sfânt de noi? Și eu zic în această zi, lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Cu asta chiar închid, frate, Adi, sper să fiu un grafic. Și acum dacă am depășit puțin, mă ierți. Că doar am predicat despre bunătate, iertare. Soțul s-a despărțit de ea, a rămas ea singură cu câțiva copii fără de serviciu. Chiarele depresiei s-au înfipt în ea și diavolul i-a pus în gând să se sinucidă. Era duminică. Mai exact, duminică seara. Și zice, mă duc la biserica aia de pocăiți. Era 8 fără ceva. Cu orice minut e important în casa lui Dumnezeu. Și am observat că nu prea aveți timp morți, asta e o treabă bună. Și vreau să vă spun, dragii mei, că femeia aceasta a ajuns pe la 8:05 în biserică. Se făcea rugăciunea de încheiere. Și în spate acolo a intrat ea. Și în timp ce se făcea rugăciunea de încheiere, când oamenii se pregătesc că și-au gecile și le pun pe ei, scrolează telefonul și gata să plece, Duhul Sfânt vine printr-o bătrânică și spune așa. Așa vorbește Domnul femeie. Scoate ce e în geantă. La care ea îngrozită, ce cum adică să scoți ce e în geantă? Scoate funia de 3 metri pe care o ai în geantă. Fiindcă ai zis că dacă Dumnezeu nu-ți va vorbi în această zi, te vei duce și te vei arunca în fața trenului. Eu, Domnul, cunosc povestea ta. Știu drama prin care ai trecut. Eu sunt un Dumnezeu al vieții și nu al morții. Și vreau să zic că îți voi purta de grijă ție, casei tale și pruncilor tăi, căci gura Domnului a vorbit. Amin. În momentul ăla, femeia cât de femeie și cu coană era ea cu geantă de la lui Vuitton, bă, a căzut prăbușită pe genunchi și a zis, aici e puterea lui Dumnezeu cea foarte mare. Și oamenii curioși, ca orice pastor atent, s-au uitat, numai noi românii putem face treaba asta. A luat lui Reta, zice, cât are funia? 2,50 m, 3,40 m? Nu, avea exact 3 metri, că Duhul Sfânt e precizie matematică. De aceea, dragii mei, când Duhul Sfânt este în adunare, Duhul lui Dumnezeu coboară, atinge, vindecă, restaurează, rupe legăturile, dă tainele inimii pe față și slavă lui Dumnezeu cuprinde adunarea. Și în această zi, dacă vreți să avem biruință, dacă vreți, dragii mei, să rămânem în picioare, să știți că Biserica Pentecostală în istorie ei n-a biruit pentru că a avut savanți și erudiți, deși buni toți aceștia și fiecare a fost relevant în generația lui, pentru că s-a bazat pe lucrarea autentică a Duhului Sfânt. Și în această zi vreau să strig, mai vin
vino iarăși Duhul Sfânt în poporul tău. Mai vino iarăși Duhul Sfânt în adunare. Mai atinge-ne, mai ridică-ne și ajută-ne să avem biruință împotriva acestui Goliat. Goliatul păcatului, sedentarismului, nepăsării, monotoniei spirituale în care am intrat. Și în această zi să ne ridicăm în capul oaselor și să spunem: treapta Domnului câștigă biruința. Și în această zi Goliatul din viața ta, orice nume ar purta, în numele lui Iisus să fie biruit. Haideți pe picioare. Vreau, dragii mei, să facem o rugăciune. Și în această rugăciune să cămăm prezența lui Dumnezeu peste noi. Nu știu unde te afli. Poate că te simți în valea terebinților. Te simți într-o vale a păcatului tău și simți că Goliatul acesta a înaintat cu putere în viața ta. Nu mai ai curajul să lupți. Nu mai crezi că te poți schimba. Da, frate, dar eu de atâția ani fac asta. Mă pot schimba eu, pot să se rupă vicile și legăturile din viața mea. Hei, ascultă-mă! Tu nu poți! Iisus Hristos te poate elibera! Iisus Hristos te poate restaura! Iisus Hristos poate schimba viața ta! Nu-i păcat prea mare pe care Hristos să nu-l poate ierta! Și nu poți tu greși cât poate El ierta în această zi. De aceea, dacă te doare păcatul tău, dacă ți-e rușine de viața ta, dacă simți că Goliatul păcatul a înaintat cu putere în viața ta, spune în această zi: dă-mi biruință, Doamne. Mă bizui pe Tine și pe puterea Ta. Și în numele Tău, Doamne, voi veni și voi continua lupta. Că dacă n-ai continuat lupta, ești un perdant, prietene. Dacă începi lupta, s-ar putea să câștigi sau să pierzi. Dar dacă nu mai lupți, ai pierdut din start. În această zi, invitația Duhului Sfânt este să începi să lupți. Să oprești mascarada, să pornești războiul. Și în acest război, Hristos va fi cu tine. Cheamă-L să vină! Și El te va ajuta și îți va da biruință în luptele tale. În timp ce toți stau cu capul plecat și cu ochii închiși, dacă e cineva care în această zi vrea să spună: da, Doamne, vreau biruință în viața mea. De aceea mă hotărăsc de astăzi și mă angajez să lupt împotriva întunericului și păcatului din viața mea. Vreau să mă întorc la Tine cu orice preț. Acolo unde ești, poți face un gest discret, o mână ridicată spre cer și eu mă voi ruga pentru dumneata. Acolo unde ești. Nu chemăm pe nimeni în față, dar dacă simți că inamicul acesta al păcatului, Goliatul din viața ta, e mare, te-a legat și ai nevoie de eliberare lui Dumnezeu, poți ridica o mână spre cer și eu mă voi ruga pentru dumneata. Iisus Hristos este Domnul. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dacă mai este cineva, Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Doamne. Dacă mai este cineva, Dumnezeu să te binecuvinteze, tineri acolo în spate. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă mai este cineva, haideți. Stați cu mâna ridicată spre Cel ce poate da eliberare și mântuire. Dumnezeu să te binecuvinteze, Domnule, acolo în spate. Dacă mai este cineva, Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră, Domnule. O, Duhul Sfânt e prezent aici în adunare. Duhul Sfânt atinge în această zi. Rupe orice legătură a păcatului. Goliatul care a înaintat cu putere în viața acestor frați și surori care au ridicat mâna spre Tine, Doamne, înfrânge-le numele lui Iisus Hristos. Orice legătură a celui rău, rupe-o, Doamne, și peste ei chem domnia lui Iisus Hristos. Dă-le biruința, Doamne, și puterea de a rămâne lipiți de Tine în credincioșie, umblând, Doamne Iisuse, în frică de Tine. Mă rog, Doamne, să aprinzi lumina în sufletul lor, în casa lor și în familia lor, și diavolul să plece rușinat cu mâinile goale. Dă-le putere să aibă un mod de alimentare sănătos cu Tine, ca numele Tău să câștige biruințele, Doamne. Doamne, îi încredințez în mâna Ta, pe ei și lucrarea de aici, și doresc ca puterea și prezența Ta să ne soțească pe fiecare dintre noi pe mai departe. Ne punem în mâna Ta și îți mulțumim că Tu ești Dumnezeul care lucrează. Ne încredem în Tine, de aceea, Tată, lăsăm totul în mâna Ta și îți mulțumim că vei lucra mai mult decât ce ne s-au gândit, Tată, Fiu și Duh Prea Sfânt. Amin. Dumnezeu să fie binecuvântat. Dumnezeu să fie binecuvântat. Și mai zic o dată, să fiu sigur că am gătat predica. Dumnezeu să fie binecuvântat. Amin.